Frigul și-a făcut apariția mai devreme ca în ceilalți ani, iar oamenii au trecut la obiceiurile sezonului rece. Atât pentru propria sănătate, cât și pentru simpla plăcere, mehedințenii servesc seara câte o cană cu ceai. Chiar dacă pare greu de crezut, ceaiul și nu cafeaua este băutura cu cea mai mare răspândire în lume. Stimulant și aproape lipsit de calorii, ceaiul nu este doar plăcut și reconfortant, ci reprezintă un agent antioxidant puternic împotriva îmbătrânirii și a multiplelor afecțiuni degenerative legate de înaintarea în vârstă. Vara nu prea, dar iarna mai bem. Ceai de tei, de mușețel, de sunătoare, iar folosesc mult. Importante sunt. Credeți că ajută la ceva? Sigur că da. Dacă zice să bem câte 2 litri de apă pe zi, ceaiurile sunt foarte bune și pentru organe și pentru organism, pentru tot. Mult pentru detoxifierea organismului și altele care sunt pentru răceală, pentru gripă, pentru toate. Care este preferatul dumneavoastră? Teiul, menta, sunătoarea, mușețelul. Similar apei și cafelei, ceaiul nu are o valoare nutritivă proprie pentru că nu conține proteine, glucide, lipide, nici minerale sau vitamine. Este un lichid pe care putem să-l consumăm pentru a acoperi aportul hidric zilnic și este o alternativă sănătoasă pentru apă. Că dumneavoastră consumați ceaiuri în această perioadă? Da, unul după amiază, mai mult bem dimineața o cafea și mai târziu un ceai. Cum credeți că ajută ceaiul? Dumneavoastră de ce îl beți? Pentru că e bun pentru sănătate. Care este preferatul dumneavoastră? Știu eu, mai mult fructe de pădure, cătină, ce e pentru sistemul imunitar. Bineînțeles, de cealaltă parte sunt și persoanele care preferă alte băuturi în detrimentul ceaiului. Ceai în acest perioadă? Beau vin, nu beau ceai. Având în vedere zecile de sortimente care există alături de nenumărate ritualuri de servire, ceaiul poate fi transformat după moda englezească într-o gustare plăcută.